Îndrăgostiții au intrat în febra cumpărăturilor pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe Sfântul Valentin. La mare căutare sunt cadourile costisitoare, dar nu sunt uitate nici darurile dulci. Magazinele specializate au vitrinele pline cu inimi comestibile, iar cofetarii și-au dat frâu liber la imaginație. În acest magazin specializat în comercializarea ciocolatei belgiene am găsit o gamă largă de produse tematice concepute special pentru Ziua Îndrăgostiților. Administratorul magazinului spune că oamenii s-au pregătit din timp și mulți deja și-au făcut cumpărăturile. Cel mai mult s-au cumpărat inimioarele de ciocolată. Acestea au fost top vânzările la săptămâna asta. Inimioarele de ciocolată care sunt de 7 tipuri, cu diferite, toate sunt diferite ca și gust. Acum, de 14 februarie, avem inimile care sunt cu hibiscus, spre exemplu, care e ceva, hai zic, mai exotic, un pic ciocolată cu hibiscus. Totuși, printre preferințele moldovenilor se regăsește în special ciocolata neagră. De câteva luni, Lilia Andreeva a lansat propria sa afacere dulce. Ideea originală a antreprenoarei e ca darurile să fie ascunse în cutii din ciocolată în formă de inimă. Nu numai e inimă de ciocolată comestibilă, dar e o inimă în care poți ascunde un mic cadou. Chiar astăzi trebuie să vină după inimioara lui. A făcut o inimă albă. A pus în el, nu știu dacă e cerere de căsătorie, nu vreau să spun detalii ca să nu divulg ideea lui. O astfel de inimă, cutie, costă în jur de 450 de lei, iar termenul de valabilitate este tocmai potrivit pentru a savura din ciocolată chiar și câteva săptămâni. Și florăriile din capitală nu duc lipsă de cumpărători. Cei mai mulți bărbați au optat pentru lalele. Pentru dragă soțiune. Asta băițelul să-i dorească soției și asta eu. Pentru Sfântul Valentin, da. Lalele de dorit. Cred că e ceva neobișnuit. Și de asta și anume sezonul acum. Un număr impar, încă nu știu cât. Oricum, prețul nu contează atât de mult. Pentru iubirea mea. Lalele, da, în fiecare an, anume de 14 februarie, pentru că iubești florile preferate. O lalea costă 20 de lei, iar un trandafir tocmai 90 de lei.